dragii mei, bună ziua, stimați invitați, domnule prefect, domnule vicepreședinte de Consiliul Județean, doamna inspector școlar adjunct, prea puternice părinte, părinți, bine ați venit la Racovița. Ceea ce ne dorim să realizăm este să evoluăm păstrând tradițiile, să construim păstrând mediul curat, să educăm păstrându-ne spiritualitatea, să implementăm valorile noastre culturale, astfel încât generațiile viitoare să aibă pe ce să se bazeze. Și 4 luni de când am preluat mandatul de primar al dumneavoastră, vă spun sincer că am avut un singur gând, acela de a aduce schimbarea bine meritată în comunitatea noastră și de a dezvolta comuna Racovița și a pune-o pe locul pe care merită, în fruntea județului Sibiu și, de ce nu, în fruntea țării. Diploma și trofeul de excelență doamnei Daniela Cumpian și domnului vicepreședinte de Consiliul Județean, domnul Marcel Luca. Vă rog frumos. În acest sens, permiteți-mi să îi acord diploma de excelență și trofeul din partea comunității Racovița domnului prefect Mircea Crețu. Marius Cătana primește astăzi din partea comunității Racovița trofeul excelență. Mulțumim și apreciem foarte mult tot efortul dumneavoastră. Să știți că s-a muncit și în weekend și până la 4 dimineața. Trofeul excelenței din partea comunității Racovița și Sebeșul de Sus, domnului director Vasile Maier, Apă Canal Sibiu. Tare mult, domnul președinte Ivan Valentin Ioan, președintele filialei județene Acor Sibiu, primarul comunei Sibiu. Un trofeu și o diplomă din partea comunității Racovița și Sebeș. Doamne ajută!